Dumnezeu să rășuiește din noi, ne curățește pe noi din toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, este tare, este de foarte moarte, mulțumesc, Sfinte Dumnezeu, este de tare, este de foarte moarte, mulțumesc, Sfinte Dumnezeule. Sfinte tare, este de foarte moarte, nici nu s-a vătat, nici nu și-a sfântuit și acum și-o pururește în veci, în veci. Prea Sfântă Trăime, miluiește-mi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâniată, fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, într-unul Tău, Doamne, miluiește, Doamne, și Domnul Tău, Tatălui și Hristos Sfântului, Dumnezeu și altul, și pururește în vieții în veci, la mii Tatăl nostru, care le ești în cer, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru, Dumnezeu, veniți să ne închinăm să gădăm Hristos Împăratul nostru, Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să gădăm nostru Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru, Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cele mele credincioși și iată, auzi Sfântul dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, ca nimeni nici evit nu-i drept înaintea vrăjmașul, prigonește, sufletul și viața mea, o calc în picioare. Făcutu-mă să rugăiesc într-o întunerică a morții de viață, mâhnite Duhul în mine și inima, încremenitul meu. Mi-am adus aminte de cel ce de mult cugetat, am aflat de lucru în faptele mâinilor tământinți, am către tine mâinile mele. Sufletul ca-n pământ în setul așa de grab, am auzit, Doamne, ca-n pământ, Duhul meu nu se întoarce în fața, dar ca să mă asemă să pogoară mormânt. Păsă o dimineață, mi-l atacă la tine, vină de ieșe, dar arată-mi care pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu și ca-n pământ de vășmașul meu la tine, le-i, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun. Să mă povățuiască la pământului pe Sfântul numele Tău, Doamne, dorește viață într-o dreptate, dar scoate din necansul de făbunătate, desferește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei care ne încășesc în Dumnezeu și cu Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorească în vieții vieții, amin. Aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție Dumnezeu. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Cătinescătoarea de Dumnezeu acum cu astfel să alergăm nepăcătoși și speriți să cădem cu pocăință. Strigând dintr-o adâncul sufletului stăpână, ajută-ne milosivindu-te pentru noi, grăbește-te pe limbi sub mulțimea păcatelor. Nu întoarce pe iubite, deșească pe tine singură, nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luăm tăcea născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici. Că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru noi și nimeni ar fi spăvit pe noi dintr-o atâtea nevoi. Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos, nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că Tu îi slăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Ușa milostivii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dărâm întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștine. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător. Și te întoarce în suflet de către pocăință, ca de sănătate, care cu lași în sigur, Doamne, miluiește-mă! Ispase cer ce revărsa cu curgeri mari, izvorul tămăduilor în biserica cea prea curată a Fecioarei, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre îndepărtează astăzi, prin stropirea binecuvântării tale,
toate bolile noastre a celor neputincioși. Fecioară ai născut neispitită de nuntă și Fecioară ai rămas Maică nenuntită, născătoare de Dumnezeu Marie. Roagă pe Hristos Dumnezeul nostru să ne miluiască pe noi. Preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre când cântăm noi cântarea cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne preoți. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne preoți. Sfinte Dumnezeule, Sfinte, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne preoți. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este luminătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, cel ce sfințește și cel ce se sfințește într-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să se numească pe frații când spune voi, fraților mei, numele Tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși. Eu voi fi încrezător în el și iarăși, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului în același fel, și el s-a împărtășit și de acestea ca să surbe prin moartea sa, spre cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să-i zbăvească pe cei pe care frica morții ținea robie toată viața. Căci într-adevăr nu a luat fidea îngerilor, ci sămânța lui Abraham a luat. Pentru aceea datorile întru toate să se asemene fraților, ca să fie milosiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce sunt ispitiți să le ajute. Pace ție, frate, Sfințile Cititorule. Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune întreg să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și lângă poarta oilor era o scăldătoare care se numea pe evreiește Viteza, având 5 pitoare. În aceste pitoare se cea mulțime multă de bolnavi, ori și pe obruscați aștepte mișcarea apii, căci un înger al Domnului se pogoră la vreme în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi pe tulburarea apii se făcea sănătos de orice boală era ținut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Satornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfințitul Arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos Iaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredința
pretutindem pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mare orașul și-ai satul și viitoare din Iisus oastea țării, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru primăria noastră, pentru cei care conduc, pentru membrii Consiliului, de la primărie, pentru toți care sunt de față, pentru domn primar, Eusebiu Florin, viceprimar, și toți care sunt de față, consilierii primării, cu toată casa și familia și pentru toți care sunt de față, pe orice slujitoare, cu toată familia, pentru sănătate, mântuire, pace, sfor și ajutor Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea, cu pogorârea Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a trăimii, cele mai presul de fire, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să fie apa aceasta tămăduitoare a sufletelor și a trupurilor noastre și izgonitoare, a toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să-i să trimite harul izbăvirii și binecuvântare Iordanului, Domnului să ne rugăm! Aceasta, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tunecază, mânia, primejdea și nevoia, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu darul Tău! Cu toți sfinții s-o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și ne piață și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dă. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, Doamne, Dumnezeu nostru, cel mare într-o sfat și minunat în lucrări, făgătorul în toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale. Cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătos și poruncit să se spele prin cuvânt. Ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți, și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuți iubitorul de oameni împărate, cel ce ne-ai dăruit nouă să purtăm veșmânt luminat ca săpada din apă și din Duh. Și acum trimite harul Preasfântului și bunului și viață păcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul Preasfântului și de viață păcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul Preasfântului și Bunului și de viață Făgătorului tău, care sfințește toate
Se sfințește, Doamne, și apa aceasta. Și primul să ne slăbirea cu aceasta, de astăzi, de mintea nouă, Doamne, binecuvântarea Ta, care sfară în tineciunea pantru, să ne rugăm, cercetează primăria noastră, comuna noastră, pe toți care se depață, distinse de oficialități centrale și locale, pe domnul consilier, domnul primar, domnul prefect, domnul prefect, cu toată familia și pe toți care se roagă pentru noi, dărește Domnului Tăi sănătate, mântuire, pace, spor și tot binecuvântare în casă, ajutor în viață, în căsnicii la serviciu și toate cele de folos. Pentru că sunt prea curate, prea binecuvântate, slăvite, este până la Dumnezeu cu Cunicele Maria, cu puterea și este de viață, Făcătorii Cruși, cu ale Sfinților, slăviți într-o dată apostol, cu ale Sfinților Vasile, Grigore și Ioan, Atanase, Chiril, Cunosul și Patriarhul Alexandrie, care nici în care nu-i Patriarhul Constantinopolului, Iorii și Sabat, de la Alba Iunie, ale Părinții Sfântului, Preacuvios de Dumnezeu, cu toți Părinții Grigori, de Capolit, unicul de la Tisman, Dumnezeu cel Nou, Biserul Sofronii, Preacuvioasă Maică Nosmara Scheba, cu rugăciunile Sfinte Dimitrii Basarabov, Părinții Sfântului Mucenic Nestor și Luc, și cei împreună cu Dumnezeu Acără Sfântă, pomenii o sărbătorim, o să vârșim astăzi, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, cu sănătate, pace, bucurie, spor și comuna noastră, satele noastre și pe toți cei care orânduiesc conducerea comunelor noastre, dându-le lor sănătate, sufletelor și trupurile împlinește lor toate cele de trebuință, opții acestei creștine care slujește ție și fii într-o toate milostivă. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care ne urăște, cei care ne iubesc pe noi, de frații noștri care pasă de cei ce pentru binecuvântate pricii nu s-au întâmplat aici și de cei care ne-au poruncit nouă nevrenci să ne rugăm pentru dânșe. Adu-ți aminte, Doamne, de părinții, de frații, de copiii, de prietenii noștri care sunt în robie, în supărări sau în depărtări și îi miluiește pe Dumnezeu după mare mila Ta, izbăvindu-i din toată nevoia și necazul. Că Tu ești zborul Tământului Hristos, Dumnezeu nu ție slavă, înălțăm Patrului și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pace tuturor! Și Duhului Tău! Camerele noastre, Domnului, să le plecăm! Slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Oficialităților centrale și locale, domnului prefect, domnul subprefect, primarilor și cei ce sunt de față, senatori, și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Tău, slăvim, scântăm și te lăudăm, și preoți slujitori.
Și iarăși căzând înainte ta mulțumindu-l cu minință nemăsurată și neînsusată milostivire, ca precum mai bine voi te-ai primi acum rugăciunea robilor tăi, căci milostivire ne-a învrednicit să se împlinească cerile noastre, dar și ale lor, așa și de acum înainte vrednicește să sporească într-o dreaptă credință, într-o dragoste aceea către tine și cea către aproapele, într-o toate faptele cele bune să dobândească ale tale binefață, împreună cu toți concetățenii, comunii noastre, care sunt și credincioși și robii tăi și enoriașii noștri. Mântuiește-i toată de-o întâmplare, dăruiește robilor tăi sănătate, pace, liniște, ajutor în viață, în căsnicie, în serviciu și în conducerea județului și primăriei noastre. Și ne învrednicește, menoi pe toți, totdeauna, grișa, cântați și cel, ție și cel fără de înțeputată părinte și pe Sfântul și bun de viață, făcător Duh. Dumnezeu, Iisus, slavință, profință, slavă, ție Dumnezeului nostru, Tătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne prin noi, Dumnezeu, pe mare mila ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește, Doamne, cercetare la sare și iertare păcatelor, rog Dumnezeu prezenți la această festivitate. Pentru toți care sunt de față oficialitățile centrale și locale, domnul primar Eusebiu Florin, viceprimar, consilierilor comunei noastre și celor ce sunt de față preoți slujitori cu toți enoriașii lor și ai noștri. Pentru sănătatea, mântuirea, sforul și ajutorul lor, să zicem, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Te rugăm ca să se păzească primăria noastră, comuna noastră și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuni, de război cetre noi și pentru ca milosii plășlezi, iertătul să ne fie nouă bun și viitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia și toată boala care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustra lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, binecuvintează! Ceea ce este minunat într-o Sfinții Săi Hristos, adevărată nostru Dumnezeu, pentru că cele prea curate, Maice Sare, Cune Sfinților, slăviți într-o dasul apostoli, cu rugăciune Sfântul Dimitrii Basarabov, Cune Sfinții Mucenici și Lup și Nestoșei, împreună cu Dumnezeu, a căror Sfântul pomenim, sărbătorim astăzi, care prea păcăoase, Maicii noastre, Paraschima, cu rugăciunea tuturor Sfinților Români, care se îndumeze și pe Nucea Chinșaona și pe Nucea Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni, viitor. Amin. Domnului primar, Domnului viceprimar, Domnului prefect, Domnului viceprefect, domnilor senatori, consilierilor, comunii noastre și celor ce sunt de față, colaboratorilor primăriei noastre, și tuturor locuitorilor, cetățenilor și enoriașilor noștri, preoților, slujitori cu toată casa. Dă-ne, Doamne, sănătate, lungime de sine, într-o toate bunăsfărire și păzește într-o mulți ani. Îți mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate! Vă fie viața numai lumina, ca în lumină să dăinuiți pentru
și al Duhului și al Sfântului Duh. Amin. Dați-mă, vă rog. Fiecare așa, ocazie din aceasta, la începutul mandatului, se sunăsată la început acum, ca să rostim o rugăciune, facem o rugăciune în sală, asta a fost o leacă mai concentrată, așa că era așa târziu și probabil trebuia să urmeze partea cealaltă, care a fost foarte importantă. Deci eu am fost un stafir acolo cu ceilalți, eram un sopor mare, dar nu a fost așa cât a fost aici, pentru că aici este altă tradiție. Două secunde. Vă felicităm, domnul primar. V-am lucrat Dumnezeu. Este votul binecuvântat de Dumnezeu, că dacă nu e așa, așa, înseamnă că, virgulă, cetățenii comunii au mare încredere și respect față de dumneavoastră, față de domnul viceprimar și față de consilierii pe care i-a aveți și care i-ați ales. Dumneavoastră trebuie să faceți altceva decât să continuați de aici încolo. Noi ne-am rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea dumneavoastră, că și pe musafirii noștri și ai dumneavoastră și care conduc destinele județului. Mulțumim și părinților care s-au ostenit alături de mine și să trăiți într-un mult an. Amin. Pătura a doua mea? Amin. Așa. Eu mă duc pe leacă trei zile la mănăstire să mă copiez. Aceleași vreau de minte sănătate, dar toți consilierii mei sunt și ai noștri și ai dumneavoastră. Bună ziua și bine ne-am găsit și regăsit o parte din dumneavoastră. Astăzi sunt zile sărbătoare, ne-am adunat cu toții să marcăm un nou început pentru autoritatea deliberativă de administrativ teritorial de comunal, respectiv constituirea noului Consiliu Local. În conformitate cu prevederile articolului 116, aliatul 3, ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ și a ordinului prefectului județului Bacău, numărul 366/23/2020, ați fost convocați, consilierii declarați aleși la legea de locale din 27/9/2020, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Solunț. O să dau cuvântul domnului subprefect al județului Bacău, domnul Nacicicam. Mulțumesc! Bună ziua! Deja suntem în picioare în vederea întâlnării imnului național.
secretar general al Comunei Solon, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 366, din 23-a 10-a 2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Solonț pentru data de 27-a 10-a 2020, ora 12. Întrucât din numărul total de 13 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14-a 7-a 2020, pentru Consiliul Local al Comunei Solonț, au fost validate mandatele unui număr de 13 consilieri și sunt astfel împlinite condițiile legii pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 13 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Mâinești, sunt prezenți un număr de 13 consilieri și nu absentează niciun. La ședința legal constituită participă primarul, a cărui alegere a fost validată, domnul Alexandrescu Eusebiu, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Mâinești. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Solonț și depunerea jurământului de către primarul Comunei, urmarea alegerilor autorităților publice locale din 27-a 9-a 2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, aliniatul 4, din Ordonanța de Guvern numărul 57/2013, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Rotaru Mihai, născut la data de 11-3-1949. Iar cei mai tineri consilieri aleși sunt doamna consilier Maftei Adina Elena, născută la data de 3-2-1981, și domnul consilier Dudău Costel, născut la data de 13-1-11-1981, toți fiind invitați alături de mine să conducem ședința. Domnul președinte de ședință, aici vă rog. Ce de tine, primele două plață din față. Încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Solonț în conformitate cu legea. Dau citire ordinii de zi a acestei ședințe. 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Mâinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Solonț. 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Solonț. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilieri locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Judecătoria Mâinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Solonț. Și rog pe doamna Matei Lăcămioara, secretarul general al Comunei Solonț, să prezinte încheierea pronunțată de Judecătoria Mâinești prin care sunt validate mandatele consilierilor locali aleși. Având în vedere cererea avut ca obiect validare mandat consilier, formulată de către numărul electoral din biroul electoral de circumscripție numărul 81 Solonț, depusă la Judecătoria Mâinești, a făcut obiectul dosarului numărul 2576/260/2020, instanța a dispus prin sentința civilă numărul 329 din 14 octombrie 2020 admite cererea având ca obiect validarea mandatelor de consilier. În termenul articolului 114 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019 validează mandatele candidaților Bârbie Laurențiu, Călin Lucian, Creangă Ionel, Dudău Costel, Ferenț Francis, Irimia Viorel, Lăcătușul Adrian, Rotaru Lucian Florin, Țubucan Cătălin, Savin Gheorghe, aleși pe lista Partidului Social Democrat. Maftei Adina Elena, Rotaru Mihai, aleși pe lista Partidului Național Liberal.
Nistor Iulian, ales pe lista Partidului Pro-România, în funcție de consilier local al Comunei Solot, județul Bacău. Ia act că Alexandrescu Eusebiu și Călin Petru au renunțat la funcția de consilier din partea Partidului Social Democrat. Prezenta se comunică secretarul general al Comunei și prefectului județului Bacău. Dacă doriți. Vă voi prezenta câteva aspecte procedurale, privire la acest punct de pe ordinea de zi. Conform prevederilor la articolul 117 din alineatul 1, din 9.57/2013 din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun jurământul cu formulă religioasă sau fără formulă religioasă la alegere. Consilierii locali care refuză să depună cu jurământul sunt considerați demisionați de drept. Jurământul va fi depus pe următoarea procedură. Domnul președinte de ședință, da? Da. Vă va striga în ordine alfabetică. Vă veți prezenta, veți semna jurământul în două exemplare. Da? Un exemplar vă rămâne dumneavoastră, cum rămâne la dosarul de constituire. Vă rugăm să vă ridicați în picioare. Domnul Bârbâi Laurențiu. Thank you.
țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putințele și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Sărom. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne. Domnul Lăcătușu Adrian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce am stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Solon. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Rotaru Lucian Florin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Solon. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Savin Gheorghe. Pentru binele locuitorilor comunei Solon. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Domnul Țubucan Cătălin. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Solon. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Martii, Adina Elena. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și cu cetrea mea pentru binele locuitor comunei Solon. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Solon. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Solon. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aș dori să urez o activitate eroică plină de împliniri în slujba comunității care ne-a acordat întreaga încredere. Dau cuvântul domnului Nacis Vitaru, suprefectul. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2013 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul
este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Comuna Solunț. Deoarece au depus jurământul un număr de 13 consilieri, Consiliul Local al Comunei Solunț este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnul președinte, punctul 2, pe ordinea de zi, vă rog. Vă rog să permiteți să trecem la punctul 2, din ordinea de zi. Da? Depunerea jurământului de către primarul Comunei Solunț. Judecătoria Măinești, secția civilă, a validat prin încheierea din data de 16.10.2020, pronunțată în dosarul numărul 3530 din 2020, având ca obiect validare primar, alegerea domnului Alexandrescu Eusebiu în funcția de primar al Comunei Solunț, județul Bacău. Și am să citesc validarea. În numele legii, hotărăște. Validează alegerea domnului Alexandrescu Eusebiu din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei Solunț, județul Bacău. Dispune comunicarea prezentei hotărârii instituției prefectului județului Bacău și Consiliul Local Solunț. Domnul primar, invit pe domnul primar să depună în fața Consiliului Local al Comunei Solunț jurământul prevăzut de articolul 117 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și apoi să-l semneze. Rog întreaga asistență să stea în picioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Solunț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Țin să vă mulțumesc tuturor și nu în ultimul rând cetățenilor care mi-au acordat votul și pentru care vă fi primarul tuturor, indiferent de culoare politică, care au votat, care nu au votat, confesiune, religie, etnie, voi fi primarul Comunei Solunț, după cum o știți, sunt la o dat Dumnezeu, la al treilea mandat, ne cunoaștem cu toții, ne cunoaștem foarte bine. Sperăm să mergem în continuare proiectele care am început, care le avem în derulare, vă spun bine știți, majoritatea sunteți consilierii vechi. Pentru consilierii noi, mă repet, ca acum 4 ani, când venim aici, dezbrăcăm haina politică și îmbrăcăm pe cea administrativă pentru cum am jurat acolo binele locuitorilor Comunei Solunț. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, vă urez succes și vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să felicit și eu pe domnul primar pentru obținerea celui de-al treilea mandat. Mandat obținut în urma rezultatelor vizibile din comuna dumneavoastră, proiectelor vizibile din comuna dumneavoastră. Și sunt convins că și în noul mandat proiectele vor continua spre bunăstarea locuitorilor Comunei Solunț. Sunt aici în calitate de candidat la parlamentarele din această iarnă, așa cum spunea domnul primar. Dar înainte de toate sunt aici în calitate de consilier județean și țin să vă asigur
că veți avea în Consiliul Județean un partener de încredere pentru comunitatea dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să treceți cu bine peste iarna și pandemia, care cu toți încercăm să o trecem cât mai repede, și să dea Dumnezeu să aveți un an plin, un mandat plin de realizări și de proiecte benefice comunității dumneavoastră. Așa să vă ajute Dumnezeu. Mai dorește să ia cineva cuvântul? Dacă mai dorește cineva, nemai fiind alte puncte la ordine de zi, în încheiere țin să mulțumim invitațiilor noastre, domnului subprefect și celorlalți, mulțumim dumneavoastră, felicitări tuturor, felicitări domnului primar, felicitări tuturor consilierilor și declar ședința închisă. Și mâine putem pleca la treabă. Thank you.